Salutare, Elveș, bine am găsit la un episod de Rust cu snake. E cu șerpele. Ai de capul meu, bă, nu știu să zic, plouă, e nașpa, dar e soare afară, așa că mergem să te încopaci. What the Știu că n-are nicio fuck? legătură una cu alta, dar asta facem. What the fuck? Când dau un copac mi se zdrânț, la ne zlăcăne așa imaginea de... Credeam că ți se zdrânțăne. Nu. N-am ajuns încă acolo. Bă, nu știu ce să zic, eu... Stai! Uite un cal! Sunt un căles fericit, căles, căles fericit. Sunt un căles fericit, căles, căles fericit. Nebunit. Amândoi. Mă duc să-l omor. Dar ce ți-a Poate făcut mă bietul? rătăcesc în puii mei. Dar ce ți-a făcut bietul căluț? Nimic. A, pe știi unde suntem? Exact între pietre și gata, îți dai seama imediat. Da, nu, că teoretic ar trebui să găsesc ușor drumul. Practic, mai greu. Practic, și mă cunoști doar. Exact. Bă, de fapt, asta e că nu omor încă copacul ăsta, aștept să mi se facă spierul și după mă duc după căluț. Hai copac idiot, dă-te jos. No, Așa ceva. abia aștept să fac acolo cu șmecherii în casa aia. Am planuri mari ca Care casă? casa noastră, gata, mă duc. Ce? Mi s-a întors camera dintr-o dată. Așa, sper să găsesc pietroaie. Nu mănâncă nasul, mamă, bă, deci, fără niciun mișto, de la o vreme, când încep să filmez sau fac live, fix atunci începe să mănânce nasul. Dar n-am nicio treabă înainte, dar pur și simplu, toată mă mănâncă nasul. Care te bate? Cu care o să te bați? Oh, uite piatra. Metal ore. Bun și ăsta. Eu nu vă găsesc piatra, asta e cea mai mare bubă. Am o De fapt, sursă. asta e cam cea mai mare bubă în Rust, în general. Nu prea. Dar E plină de server, eu am și jucat pe servere foarte populate. când găsești un plane din ala full de pietre, Oho. atunci asta vezi. Stai că îmi fac un bone club. Aia Că ce e? îmi permit. E un fel de armă, nu știu ce. Ar trebui să fie ceva gen... Mâncam-e, ce troll mi-a dat, mamă, și mi s-a mai și blocat asta. Am crezut că mâncare de col. Ce troll, mi-a dat un troll. Știi, gen, s-a dus după o piatră și am crezut că se duce în dreapta și m-am dus în dreapta și s-a dus în stânga, mă. Ok, ăsta da troll. A, lol, l-am găsit pe același tip de mai devreme, lol. Dar omoară-l, mă, iei carne, ce naiba. Nu știu, carne dombă. Nu contează, mănânc eu. Dă-mi, ia-o pentru mine, că eu mănânc. Bine-mi pui, mi mâncai tu nații. De Testiculele. fapt, cărnatul. Stai că îi dau un gât în cap, în spate, în peste tot. Nu contează, dă-i numai să moară. Pui mei, îmi place, știi, că îi dau și el pică și eu trebuie să mă duc după el. Amor, mai găsesc și eu pe trai. Frate, ăsta nu mai moare. Păi trebuie să-i apară viața acolo. Că a picat în apă, nu mai mă duc după el. Să zicem că e suficient. Mamă, și mă enervează că mă tot ud în halul ăsta. Da, fly. E în 7%, tu cât ai? 7%. Ah, că e bun. Aia înseamnă că se cam oprește ploaia dacă sunt în ploaie, gen în câmp deschis și... Deci m-a speriat așa de 6%. tare. Mi s-a spart pietroi. Și cum am făcut ce ajung? Da. Sincer, n-am apucat niciodată să sparg piatra aia nenorocită. Oh, eu mereu o sparg. A, tu ești gen tipul ăla din Minecraft. Eu când fac, spre exemplu, știi, eu încep cu un pickaxe de lemn și îl sparg. Adică sparg trei bucăți și hop, de la de piatră și îl poți să spada lemn. Tu ești ăla gen de sparge și pickaxe-ul de lemn. Da. A, deci tu ești tipul care sparge pickaxe-ul de lemn și așa genul, gata, am spart trei bucăți, nu-l mai folosesc niciodată în viața mea. Am un bone club aici, am o bută făcută din os în puii mei. Chestia asta ar trebui să dea mai mult damage decât Yes, nimicul. acum termină un hatchet, îl fac pe al Ce doilea. aia? Ai o căprioară. Hai mă, craftează-te. Oh, am nimerit și eu aici, nebun. Holy crap. Oh, deci gata, headshot. No aimer, Snake MC 96. L-am picat într-un metru, dar nu-i problemă.
Nu ai, mă. Bun, gata. Deci l-am picat într-un metru, ești nebun cât de boss să fii? Ha, ha, ha. Ok, deci ultimul update la Razlok e cam de căcat. Dar ultimul update au zis aia, parcă că nu o să fie, adică ceva de genul, zic, fost... am lucrat și chestii, nu, hai că ne luăm o fost pauză. De acum câteva zile, a, păi, mă refer că, uite, când dau cu hatchet-ul, îmi sare camera de mă ia dracu. Păi la ultimul update au și zis ăștia că n-au lucrat cine știe ce, că se simt o extenuat și că și-au 2 săptămâni pauză. N-ai văzut că e și ceva countdown pe ăsta al comunității, al comunității, pe oras când intri. Am văzut. Păi, deci am aruncat 2 hatchet-uri. Cum ai aruncat, mă? Le-am terminat. A, așa da. Al meu se sparge, da, zice, cum adică l-ai aruncat că vin și te crăp. Ți-l bag în spate. În testicule de la spate, ce nevoie, bandage. Așa ceva. Pot să fac bandaj, ok. Auzi, dar chiar, eu teoretic nu pot să iau astea, nu pot să le iau, what the fuck? What the F? Bă, chiar, eu nu mai am nici pic de piatră, ești nebun, dacă nu găsesc cea piatră, o să trebuie să mă întorc. Tu ai avut ceva noroc. Da, sunt deja la al doilea ăsta, gata, mă duc și către al treilea. Bă, ai făcut. Am crezut că al treilea stac, că deja am întrebat, cum pula mi-ai făcut mă tu 2000? Da, 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 aș vrea, aș vrea. Nu, mă duc la al treilea bolovan acum. Ar fi frumos dacă am apucat să facem casă de piatră. Da, ne, n-o să reușim noi. Cel puțin în episoadele astea. Uite, mai văd, parcă am mai văzut o căprioară în partea, dar nu știu, s-ar putea să-mi joace ochii feste. Știi că nu eram chiar atent, am văzut ca și cum ceva deci ar fi trecut. Am primit o chestie și am crezut că am primit și ce Dumnezeu item, ai. Rar. Dar am primit decât zi. 50 de bucăți de piatră, yes. Nici mă, cred că am găsit ăla unde ziceai tu că ești. Ce? Am găsit un lac, cred că aici ziceai tu că erai, știi, când... A, că da, văd da. Munții, văd de toate. De fapt, stai. Da, văd și munții. Perfect, hă. Mă rog, cum mai e perfect, dar erai foarte aproape de noi. Știi că văd și lacul, aveai și marea pe partea dreaptă și cum te uitai către lac, aveai și dita mai muntele cu zăpadă. Da, exact acolo eram eu. Așa, bun. Bă, dar chest unde, dracu? Dar cine a făcut chest? Wooden storage box, eu, așa. A, tu credeam că zici că unde e chestul făcut de noi. Bă, cred că mă întorc, că nu găsesc piatră de nicio culoare. Am eu 300. Și mie că mă pierd. 390, așa... Lol, ăla ce e? A lower grade... Lup! Să-mi bag pula. Ce, de ce ai dat de rup? Da. Fugi. Sunt mort, nu mai am ce să fac. Îți dau patul. Am murit. Stai să mă duc să-ți dau patul. N-am murit, ba la mor, sunt mort, sunt mort. Fuck, frate, cât aveam la mine, aaa. Bag piciorul. Gata, ți-l-am dat. Cât de idiot am fost, frate. E patul tău, poți să dai restart de bed. Da. Uai, să-mi trag palul, nu. Mersi. Ai de capul meu. Ok. Am un băț. Hai să o luăm de la cap. Am un băț. Da, un băț. O piatră, pardon. Ai. Ai, bă, deschis aici restul și lac. Bă, de ce? De ce nu-ți responding? De ce durează? De ce? Mulțumesc. Așa, bun, dacă vrei lemn, dacă vrei... Da, dacă vrei lemn, vin în casă. Dacă vrei piatră... Să încercăm cumva să facem... O piatră ar fi bună, lemn n-am. Vin în casă, că le-am pus în chest. Mă duc să spar și hatchet-ul ăsta. Mamă, ești nebun, frate, mamă, bă, dar ce prost am fost, mă, cât moftic. Tu, dar stai, unde ești acum? Sunt, uite, mă vezi, sunt în spatele tău. A. Du-te în casă, că puseai tot în chest. Deci moftică în ultimul hal. E sus cal. Cred că aș putea să mă duc să-mi iau înapoi loot-ul. Dacă n-ai armă, nu știu ce să zic. N-am nimic la mine, efectiv. Cred că îmi craftez... Ce am făcut? Așa. Deci cred că îmi craftez un hatchet și mă duc.
De fapt nu mai lasă în pula mea, că tare mică nu le găsesc. Dacă să mă rătăce și mai pierd încă 100 și de bucăți de piatră, mai bine stau dracu potolit. Vezi așa. Așa. Vezi că îmi fac și un pickaxe. Păi. Pickaxe? Ah, da, pickaxe. Așa, bun. Asta mai are durabilitate. Nu mai am lemn, nu mai am lemn. Mă duc să caut și o bolovan. Bă, vreau pisici în rast. Și ce să faci cu pisicile? Nu știu. Și totuși vreau pisici în rast. Cred că mulți, mulți cred că o să le facă afiș. Sau... o să le facă coada pe insulă. Ce pula mea! Bă, eu sunt bolnav, mă, la cap. Frate, mi-a zis că bagă câini și o să facă bibelouri din cap de câini. Ce o să facă? Bibelouri din cap de câine. Am pățit. Așa, bun. Bun, hai că mi-am luat astea. Am o piatră, o torță, un X și un pickaxe. Mă rog, hatch. Lol, fii atent, uite unul care doarme aici. Ah, cred că este ăla pe care l-am găsit, dar avea chestii la el. Coma. Bă, omoare mă pe toți. Bine, pui mei, stai. Îi dau un cap. Dar ăștia sunt aia care s-au despawnat aici sau cum? Aia care dorm sunt aia, ori numai, deci care dacă sunt așa în mijlocul a nimic, aia nu o să mai intre pe server. Gen, au intrat, mamă, ce șmechere, joc rast, fa. Nu mi-a intrat. Și noi când suntem afecați, să ne rămână corpurile sau nu? Da. A, deci putem să ne trezim mâine, spre exemplu, lutați ca... ca să nu mai avea nimic. Exact. E, pula mea. Ghinion atunci. Hai, dacă ne punem casă sau ne fortificăm ca lumea... nu o să mai fie așa. Urs! Unde e urs? Stai, unde? Vine ursul! Aleargă forest! Unde? Pui mei, a dat în mine. A, e în apă. Să moară măsa. Dar stai, tu unde Mânec? Ești acum? Sunt în apă, fac mă, fac mi. Nu. No. În ce loc? Morții măsii. A, sunt unde, de fuck this? E scăpat tot atâta, vei. E aproape de casă? Da. Dacă vrei, te duc acolo. Na, a, trebuie să aștept 30 de secunde. Dar faza e că s-ar putea să mă fie tu. Trebuie să mă fac o asta, cum se numește, o suliță și mă duc după el. Adică, de fapt, mă duc după iteme, că am pierdut un ex și un pickaxe. Eu acum da. Găsim un bolovan și un cal. Mă duc la el după. Bolovanul ăla s-ar putea să fie de la ala pe care l-am omorât eu, că nu i-am mai luat calul dintr-un oarecare motiv. Nu, că e full. E full bolovanul. Păi da, exact. Crezi că l-a folosit bolovanul la ceva? Așa, bun. Nu, zic bolovan de sport. A, credeam că bolovan de la... Pietroi, mamă, nu? Băi. Eu mă duc după cal. O, uite-o piatră. Bă, nu, e lemn. Unde dracu vă zic? Deci eu, era un cal în dreapta mea, dar nu mai văd. Și mai văzut eu unul până să mă duc la bolovan. Uite aici. Trebuia să fie. 40, 50, 60, am nevoie de 300 de bucăți de lemn ca să-mi fac e o suliță. E cerb, ai frate, mamă ce s-a dus. Hai, oprește-te. Run, forest, run! La Dumnezeu s-a prea dus mult. Cerbă. Da. La Dumnezeu s-a dus cerbă, la dracu dacă îl prinde careva. Tu doar vezi, nu muri, că deja a murit un dobitoc. Și ne. Perfect ar fi să nu mori și tu. Nah. Că îți trebuia să aștepți o leacă. Mă rog să găsesc locul ăla, iar știi, până mi se face sulița. Și după aia să încerc să omor ursul, ca să-mi pot lua itemele înapoi. Văd un cal în partea aia, dar ar fi mai bine să nu vânesc cai momentan. Pui mei, ar fi bine să găsesc ursul iar. Bă, era pe lângă casa noastră. Asta. Bă! Stai, tu ești lângă un lac? Nu, eu sunt în mijlocul unor pietre. Fac disfiat încă e unul pe aici. Are ceva pe el sau e dezbrăcat?
E dezbrăcat și fuge către un cal. A. Încearcă să dea cu pumnii în el. Mai am 40 de secunde până să mi se face sulița în puii mei, cam nașpa. Nu știu cum dracu am ajuns pe partea aia alta a râului, da, ok. A, găsești și de unde începe râul. Așa, hai că eu mă duc acasă. Nebunul ăla încargă calul. Te gândim. Bă, nu știu, sunt curios dacă mai e corpul meu acolo, adică... Normal trebuie să fie, adică... Bă, uite, ursul nu mai, ar trebui să văd dacă mai îmi găsesc itemele, lasă ursul acum. Așa, eu sunt în casă. Iau piatra. Și că e prea frig. Punem metalul aici, punem sulfură, asta e sulfură, nu? A, nu, metal. Dar cum dracu mă necasem? Bă, eu nu mai găsesc itemele, să-mi trag palme. Cu talent. Aba, uite pe aici ar trebui să fie. Așa, ce-mi trebuie? Uite corpul meu, cred că e ăsta. Da, uite, stai. Stai, ce-mi trebuie pentru un furnace? Puii mei, doar atât. A, uite, am asta. Stai. Low grade fuel. Cum fac eu low grade fuel? Ah. Nu știu în puii mei, dar eu mi-am luat pichetul, dar axul nu-l mai găsesc. Deci îmi trebuie grăsime de animal. Am eu, două bucăți. Îmi trebuie trei. Serios? Da, trei îmi trebuie. Deci adică că eu îmi luam damage în timp ce făceam chestia asta. Da, mă duc să termin și tâmpenia asta de hatchet. Eu n-am hatchet. Mă duc să-l termin, că n-a, mai am două, trei hituri pe aia. Ce? Foarte, what the fuck? Poate o lovitură. Așa, să-l arunc. Bun. Mi-am dus, voi ca o pietre. Că n-am început în ceva. Să știi că e bine că am putea fortifica casa. Ai pietre? Nu. O fortific eu ca un ciocan, mai strânse niște pietre. De unde dracu m-am, cum am reușit să mă blochez în partea asta? Bănuiesc că piatra asta nu o pot sparge, nu? Stai că încerc ceva. Doamne, ce moftic că mi-am pierdut acolo hatchet-ul. Se putea să nu-mi dea un freeze din ăsta de tot căcatul? E, nu mai ție ți-a dat. A, știe, îți dă când îmi dă mie. O, mă, fug. Hai, stai că încerc să ajung la mal, dar e cam nașpa. Ok, că am ajuns la mal. Sunt tot ca dracu, dar nu-i băi. Eu mă duc să-l văd dacă îl găsesc pe ăla. Ok, deci pot să îmi pun cu sulița, să zic așa. Dar trebuie să nu mă avânt prea mult, pentru că s-ar putea să nu iau grav. Deci până acum am făcut decât două chestii de piatră, ok. Așa, mă duc să mai caut. Mamă, în ce hal am avut ghinion cu ursul ăla, frate. A, pățești, rast. De. Dacă găsești rupie și mereu, pentru că de urși n-am mai... Bă, stai așa, tu ești, da? Ești pe lângă o piatră? Și ai un hatchet? Ești aproape de casă? Zi, ești aproape de casă? Da, eu sunt în cur. Mă speriați. Oprește-te dacă ești tu. Eu sunt în cur. Încă o piatră, tu unde ești? Ok, ok, stai că eu fug după unul. Unde ești? L-am omorât, stai că l-am omorât pe unul. Dar tu încă dai în el. Mamă, câte avea! Fii atent că ăsta cred că mi-a găsit corpul și a luat tot. Fii atent, deci a avut apă. 600 de bucăți de astea. Am luat piatră, omul fugă. Hai, adu-o în casă, ca să pun un chest, că fac eu. Am găsit și un bolovan. Am găsit tot, băi, am găsit și mâncare, am găsit și ceva crani, am găsit și clothes și leather, de toate am găsit. E bun, hai. Stai. A avut și el o suliță în puii mei de prost, doamne, ce a fost ăsta? Doamne, cât bolan am avut cu el. Bă, noroc, ăsta e, știi, părăst, dacă găsești unul, știi că are ceva iteme la el, o grămadă, și imediat. Gata, a scăpat și de...
Oh, mă fugam, am găsit și un hatchet, oh, perfect, ce, exact ce n-aveam. Măcar mai are durabilitate. Ăla-i cal sau nu? Da, e aproape full. Perfect. Ăla-i un cal bugat. Bugatti, ha. Un cal Bugatti. Calul ăla se duce înainte, înapoi. A pui mi, eu fiu s-o crede crab. Zici că fac surf pe ce se... Știi, cea de genul... mama mi-a zis că poți fi orice așa că am devenit un crab. Ha! Mamă, ești nebun. Ne-ar trebui ceva storage mai mare, că... O să fac. Sau făite dacă ai lemne. Ce există storage mai mare de atât? De la dublu. Uite, avem un stack de... Ce dracu' e asta? Avem un stack de metal ore, ești nebun. E bun? O să fie mai încolo. Putem să ne fortificăm chestia ca lumea. Trebuie 300 piatră pentru fiecare perete în plus. Știu eu. Și noi avem decât 333. Mai vin eu acum. Am metal ore, n-am nevoie. Dar tu nu faci de-asta. Ce? Codlock. Ce zic? Ar trebui să ne facem un loc măcar. Fai, și fac și mie cheia. Yeah. Știi mai... Da, hai că eu. Mai e? Ce să-mi fie? Zic că aici, din piatra e, că nu observai că dispară. Așa. Eu mă mai plimb pe aici ca o petraie. Adică am la mine 800 piatra. Întrebare, tool cu board pentru ce? Cum? Hai că fac cu stai loc, crez un loc. Sări. Cra, 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 cra și ție, mă. Bă, du-te, bă, bă. Deci mersi o grămadă, nu găsesc deloc pietre, decât un, așa, un teren încolo. Fără de viață. Ce percuță. Bun, pentru ce aveai nevoie de grăsime? Că am 9 bucăți. Să fac low grade fuel. A, perfect. Am 9 bucăți. Îmi trebuiau 3. E de ajuns. 3 ori 3 mai bine. Ui mei, ce-a fost asta? Am dat click dreapta pe acest, știi? Și a rămas ulița înfiptă în el, mă. Nu pot să mai absoluția înapoi. Aba da. Negativ. Dai E pe ea și ți-o dă înapoi. Da, am văzut. Nu mă lăsa să dau ea, adică nu găseam. Mă, unde e Dumnezeu aia cu furnalul? Că vreau să văd cum dracu se face un furnal. Stai că vin acasă. Că nu mai am nici ce. Uite, deci 200 de stones. Păi eu furnal vreau să fac. Aia voi să fac. Ah, ok. Atunci te las să faci tu. Eu fac un campfire să prăjim niște mâncare. Stai așa că vin acasă. Bă, ținem pumnii să nu blochezi așa de rău casa încă să nu mai putem deschide. Poți să faci o cheie. Adică două. Una pentru tine, una pentru mine. Ok, create a key. Open door, knock knock. Who's there? Ok, a, ci că crafting cheia, înțeleg. Dă-mă cheia. N-am cheie. Intră și tu pe sus. Pe piatră și... Acum că stau și mă gândesc, n-a fost cea mai bună idee să facem cheia, să facem mai până pe aici așa. Gata, vezi? Nu ești bun la parcurs în așa ceva. Ai făcut cheia? Da. Dă și mie. Ar trebui să îți creezi și ție una. Cum se creează una? Unlock, create a key. Ah, perfect. Și după aia dai unlock. Unlock key, create key, remove lock. Fii atent. Drupează cheia. Ia și tu o cheie. Mulțumesc. Și fii atent, am ceva pentru tine.
Ești tu asta. Vezi că ți-am lăsat o, o suliță pe jos. 50 și 50 de bani. De unde știi că au fost 50? Pentru că știu zgomotul la fiecare mănânție și în parte. Oh, tu ești bun cu mărunții și eu. Am 1.600.000 numai de monedă. Ar trebui să mai crezi câteva wood storage box? Fă-le tu, da. Sau le fac? 3? Hai că fac 3. Chiar așa, dă și mie grăsimea de animal să mai pus în chest. Poftim, uite. A, da, bă, corect, asta voiam să fac. Să pun campfire-ul aici în chest? În chest, în cort sau mă duc afară? Campfire-ul? Afară. Da. Bine. Unde dracu ești? Deci, one cloth. A, e în chest. Mamă, știi că, că acum trebuie să stăm aici să avem grijă de mâncare. Ok, mă rog, oricum trebuie să se crafteze nenorocile alea de cutiuțe. Craft. Stai, cât îmi trebuie? Apoi nu știu. Furnace. Multe trebuie. Ai, ne trebuie 50, frate. Câte pot să fac? Oh, avem o bucată. Ia asta, asta ce e? Deci, câte mai trebuie? Unde dracu? Moa, am decât 9. Și mai trebuie. Doar, da. Băgăm asta aici. Piatra aici. Vino puțin. Uite, până acum îți dau doar atât. De ce asta? Ți-am dat așa de mâncare că ziceai tu că ești ok cu aia. Mamă, e de treabă. Pararara pam 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 pararara pam 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 pam. Ah, suliță până aici. Pam 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 pararara. Mă să mai tai lemn. Bă, stai așa. Mi se pare ciudat că asta carnea de om o scoate afară automat. Normal, dar în toate... carnea de porc nu. Știi, teoretic când e gata ar trebui să fie scoasă oricum. Normal, toate se scot. Ei. Și na. Spargem copacul aici și ar trebui să nu fi lăsat apa aia în chest. Trebuia să o bei. De viață, 72... Stai, fii atent, fii atent. Deci am aici... Cum să facem? Tu... Două cu două și am mâncat. Deci noi stăm super cu lemn, nu? Dar foarte prost cu... Orice altceva? Orice altceva, gen... Da, dar avem patru pietre de început. Hei, e un lucru. Hai de cap. Stai, cum adică patru pietre de început? Adică patru pietre ale de la mari? Da, ale de început, roc. Și ce putem face cu ele? Nimic, le băgăm în... chest. Ok. A, doamne. Dăm cu ele după mașina directorului. Cum a fost asta? Stai așa, îmi pui mie să-l sting, ca okay. Să nu consumi degeaba. Bă, unde ești? Că am niște mâncare pentru tine. Pe lângă rău. Pe lângă râu, pe lângă gard, pe lângă... Caut o piatră să sparg. Să înțeleg că nu putem să le unim pastea cumva, nu? Ce să unim? Chesturile. Nu, nu se unesc. Trebuie să avem blueprint pentru chest mare. Deci ne trebuie un research table. Ok. Și nici nu merge să le punem așa. Am și trei torțe. Frumoasă viață. Ai fost la colindat, nu? Oh, frumos cu tufișurile astea, putem să, dacă mai avansăm o leagă, putem să punem capcane în ele. Dacă. Gen pe rasta înainte să le dea reload. Fii atent, vină încă.
Mai am ceva pentru tine. Ce? Stai, deci. Drop. Așa. Și drop la asta, îți dau ție puțin mai multă carne, că ți-o dau de aia de om. Da, așa că iau tot din chest și vreau să le separ. Așa. Ți-am lăsat 4 bucăți de carne acolo. Așa. Oh, să mai explorez. Bine, nu sunt eu om de explorat, am dovedit asta deja. Dar hai, încheiem și noi aici acest episod. Da. Asta am spus cele. Bun, deci cam asta ar fi și cu acest episod. Până la vedere am fost Cristi și ăsta a fost Nene Adi. Da, ne da. Auzim data viitoare. Bye, bye. Baftă lumea.